Bună ziua și bine v-am găsit. Mai bine zis, bună seara. Am venit să dau acea turtă experimentală la Albina, pe bază de uleiuri esențiale, și am ales câteva familii care vor face acest test. De menționat este că varoa moare sau devine infertilă la 2 zile după ce folosim aceste turte. Vom deschide această colonie. Această colonie o deschidem prima dată. Să văd cât a consumat. În general aleg coloniile care au un apetit mai mare de mâncare, fiind și cele mai mari, cred că sunt și cele colonii care au mai mult varoa în stup, mai mulți păduchi. Acum, nu vreau eu să le deranjez acum, dar asta este. Deci, avem aici turta energetică. Turta energetică, stați să văd dacă am fixat bine camera, să mergem un pic mai aproape. Așa. Stați să reglez aici un picior. Mi-a căzut un picior. Voi deschide. N-am adus fum. Am zis că pentru 2-3 familii de albine nu o să aduc fum. Nu mai fac, dar trebuia un pic de fum. Dar o să ne descurcăm acum. Iată, aici avem data pe fond de energetică, care în câteva zile a fost luat. Mai rămas aici un pic, dar o să iau îndepărtăm. Și cum dăm această turtă cu uleiuri esențiale? Asta este important. O să îndepărtez acum bețele, fiindcă contează foarte mult și ce dai și cum dai. Adică nu te apuci acum, de exemplu, acum am făcut eu turta asta energetică, să o dau așa cum mi-am dat-o apifond, dar de-am tăiat toată suprafața. Asta doar eu înțepăm așa cu furculița în câteva locuri și ia o său roadă. Acesta este metoda de a da turta cu ulei esențial. Deci asta este important acum. Și o dau foarte ușor așa pe rame. Astfel nu turtesc nicio albină. Interesul o să fie, este foarte mare. Bun. Acum și-a găsit și cățelul să latre. Așa se întâmplă de obicei. Da, iată, venim și cu cea proteică. O înțepăm și pe aceasta. Aici interes mare are asupra acestei turte. Este un interes foarte mare, deci cred că în 2 zile va dispărea de aici. Și dăm și această turtă proteică. Bun, ne întrecem. Cum le dau? Le dau mai ușor ca pe celelalte. Acum albinuțelor plecați de aici, că sunt ale voastre. Nu vreau să deranjez mai tare. Așa. Închidem. Și asta este tot.
Aceasta ce a mai rămas aici, eu las aici în stup. Am... O să o primească ea mai încolo. Și cam asta este. Mergem la o altă colonie. Asta și-a primit porția, doza de ulei esențial. Așa. Trecem la următoarea. Așa. La următoarea. Sărim un stup. Le sărim pe mâncăcios acum. Ce să-i faci? Nu îl vreau pe mâncăcios, să-i dau asta. Trecem la o altă colonie. Aceasta. Așa, venim și la ea, să și lui. Așa, trecem la ăsta. Și vom continua. Imediat. Încercăm să atenuăm glasul la căție. Ce să-i facem? Bun. Trecem și dăm și la această colonie. Acea situație, vedeți, ca mâncare, chiar am mâncat mai bine ca cealaltă. Deschid ușor. Și aici a fost un kilogram de apifond dat. Mai liniștite un pic. Au reușit să iasă câteva ore. Venim și la această colonie cu turta energetică. Cea cu ulei esențial, bineînțeles, nu dăm orice. De acum, turtele de la mine vor conține ulei esențial, bine, tot timpul vor conține ulei esențial turtele. Mai ales dacă am timp să le și prepar, e foarte bine. Îndepărtăm bețele. Asta o să-i pun mai mult turta proteică, cred că o să-i pun mai multă. Acum, aceste turte sunt și stimulative, datorită lemongrasului. Dar v-am spus, esența pentru mine este, aceste turte, de fapt, este teatiu și wintergreen-ul, ambele contra mucegaiului. Deci trebuie să menținem și acest lucru, că sunt și împotriva la mucegai, ceea ce n-am zis în filmul când le-am preparat. Că tot cât e una, îmi aduc aminte și vi le spun așa. Cei care aveți interes, că nu toată lumea are interes, bineînțeles, la ulei esențial, chiar dacă nu se promovează, în America se fac studii. Acum pot să zic că se fac și în România studii, că sunt unul care, iată ce am fabricat aici. Interesul albine este foarte mare și asta mă bucură. Ok. Punem și aici punga aceasta. Mai are un pic de turtă și nu vreau să o îndepărte și când mai vin o să iau de alta și o curăț. Și o să le-o dau. Foarte fain. Foarte faină treaba. Și eu sunt foarte bucuros că pot face acest lucru, adică să le dau ulei esențial. Bun, trecem la următorul. Trecem la următorul. Încet. Venim la această colonie.
Această colonie este cea care nu este strânsă. Să văd cât au consumat, cât au băgat la ghiozdan. Bun. Albina singura curățire care o poate face, adică își facă curățenie în stup, da? Să-și facă curățenie în stup, cum poate să-și facă albina? Singura lucru prin care poate să facă albina curățenie este prin gură. Pur și simplu linge tot ce e murdar în stup, să zicem așa, da? Iată surpriza aici la această frumoasă colonie. Nestrânsă, nenimic. Îndepărtăm pungii. Nu știu dacă le voi arunca acum, dar nu le voi arunca încă. Aici vor, cred că chiar o să le dau mai multe, uitați. El așa deasupra e frumos, nu? Știu că varoa dansează deja. Mulți nu sunt de acord. Mă, primăvară n-are varoa. N-are varoa. Varoa are, da. N-o vedem noi încă cu ochii liberi. Bun, venim acum cu o turtă energetică made cu ulei esențial, da? Repet asta, asta o să repet ca să nu uitați. Sunt preparate pe bază de uleiuri esențiale. Și cei care n-au urmărit cum le-am preparat, căutați filmul anterior și vedeți cum se prepară și ce conțin. Nu conțin miere, asta este cel mai bun lucru. Economic vorbind și ca sănătatea albinelor este important. În anumite cazuri, eu zic că dacă veți folosi din propria stupină și știți că nu aveți probleme, atunci puteți liniștiți să folosiți și miere fără nicio problemă. Cum să nu dai miere la albine? Dai miere la albine, cum să nu dai? De exemplu, turtele proteice conțin polen. Îmi place interesant, bine, cum pui punga înăuntru, imediat e călare pe turta. Singura problemă ar fi fost furtișagul, adică se simte și alte albine, fiind ulei esențial foarte puternic, dar dacă nu dăm un, cum se spune, o suprafață foarte extinsă, să miroase foarte puternic, atunci o să-l ia treptat. Ia uitați ce interes mare pentru turta respectivă. E clar că o să fie halită. Cea proteică este amăruie din cauza polenului și aceea va fi luată un pic mai greu. Dar va fi luată, nu-i nicio problemă. Superb! Măi, fetelor, nu este miere, este turtă cu ulei esențial. Bine? Haide! Bun! Mergem la următorul. Până acum am ales colonii puternice. Acum o să mă duc să-i dau și la o colonie mai slăbuță. Scopul este de a diminua varoa. Vă dați seama dacă acest lucru îl făceam din luna ianuarie cu cele energetice sau chiar în decembrie. Chiar în decembrie pui o turtă energetică pe bază de uleiuri esențiale. Ar fi fost superb, dar omul gândește greu.
până am cercetat această posibilitate, am cam 2 luni de zile de când cercetez această posibilitate de a da ulei esențial în turte. Și vedeți că suntem pe data de 21 aprilie. Am cam întârziat un pic eu cu această turtă, să zicem așa. Dar acum știu cantitățile, știu exact rețeta. Acum voi afla cum sunt consumate, dar vor fi rase imediat, deci nu vor supraviețui mult în stup turtele. Vor fi consumate instant. Aici tot așa avem un consum destul de bun. Ce să te miri, aici albina a mai trecut, s-a mai încălzit vremea, a mai trecut după diafragmă. Voi îndepărta aceste două turte până când, astăzi este marți, undeva pe sâmbătă am o lucrare generală la familie, la colonii, la familie, o lucrare generală pentru a opri dezvoltarea la coloniile puternice. Ați auzit bine. Voi opri dezvoltarea familiilor de albine puternice. Să nu intre în frigurile roietului, să nu mai mănânce 3 kg de turte la 2 săptămâni. Da, vorbim atunci. Iată ce bine a cărat. Acum venim cu turta la dânsa. Vreau să dau și la o colonie mai slăbuță. Nu că n-ar avea puiet, sigur are pe 4 rame puiet, da? E slăbuță. Venim cu turta energetică, ulei esențial, pac-pac, o înțepăm. Această furculiță am din 2013, dacă dați înapoi acolo prin anii aia. Ea a descăpăcit ceva rame, a descăpăcit, a înțepat ceva pungi de acea vreme. Să venim cu turta. Vedeți, acum se liniștite și cum pun turta, o să se pună repede în jurul ei. Mă, ce e aici? Ce hrană e asta? Vedem, punem, mai am 3 turte proteice. Okay. Punem și o turtă proteică. Vedeți? Ce turtă, ce o fi în punga asta, ia să o găurim repede, să vedem ce e cu ea. Ia după capul, iar duce-o instant în stup, dar nu se poate așa. Încet, așa, calm. Dacă ele simt prin pungă mirosul, vă dați seama. Na, haideți, plecați de deasupra, că nu putem mânca de deasupra, mâncați de dedesubt. Haide, nu faceți acum rele. Bun. Mai împrăștiem așa, uitați, de sub, punem folia și mai le dăm așa deoparte. S-au dat deoparte, știe că e pericol, ușor presate. Le dau la o parte, să nu portim noi cu albinuța. Mai sunt turte care folosesc uleiuri esențiale pe piață, dar nu ce vrei tu, adică eu vreau să dau, de exemplu, rețeta 5 acum, da? Și atunci mi-am făcut eu rețeta cu uleiuri esențiale și am dat eu ce am vrut.
Bun, am terminat cu turta energetică, mai am două proteice pe care le dau mai departe. Ce mâncare le-am dat acum! Ce mâncare! O mâncare, super mâncare asta! Să nu vă zic că în toamnă, în august, am niște planuri. Să ajungem acolo, că să fim sănătoși, să ajungem și acolo. Mut camera la care vreau să-i mai dau. Așa, am dat la ăsta, acum trecem la următorul. La care vreau să-i dau? Lui ăsta vreau să-i dau. Ăsta și atunci știu la care le-am dat. Am dat la stupii ursul. Am evitat stupii ceilalți. Din motive de manoperă i-am evitat. Și aici, eu nu știu ce colonie, cât de mare este. Ah, este un pitic, e foarte bine. E foarte bine piticul ăsta. O să-i dau și lui una. Îi dau și lui curtiță. Ce faci, piticule? Acest pitic a mâncat și el bine. Aici nu mai trebuie să îndepărtez cealaltă turtă. Nu-i dăm nici foarte mult. Îi dau doar proteină lui. La ăștia mici le-am dat doar proteină. Au miere, au ramele cu miere. Ele au mai crace din rama azi. Sâmbătă, oricum vor primi. Turtele acestea sunt de test puse, să văd cum le consumă. Baroa este afectată de hemolimfa albinelor care consumă această turtă. E un pitic ăsta mai pe 3 rame așa. Crește, nu-i bai. Dacă ajungi până aici, păcat de vreme, da, crește, nu-i problemă. În stupină mai e și așa ceva. Jumate sunt tari, buni, jumate sunt mai micuți, așa, între 3-4 rame. Ce au pățit? N-au pățit nimic, așa au intrat în iarnă, așa au ieșit și așa mai continuăm cu un pic. Și știți cui mai dau acum? Am observat că piticul ăla, pe o ramă, care a iernat pe o singură ramă, haideți să mergem la el, aici este, acesta care a iernat pe o singură ramă, dacă am văzut bine, a mâncat tot ce i-am dat eu data trecută. Acum o să-i dau și lui ulei esențial. Nu o să fie o bucurie pentru el oară? O să fie o bucurie. Ia să lucrăm. Uite, el a mâncat singurul jumătate de kil de turtă proteică. Păi dai frumos, mă, din partea ta să mânci atâta? Nu știi că ea mar n-au mâncat atât? Ia uite, vă, piticule. N-au cu piticule, ție ți-aduc. Pitic, dacă ramiere și după ramă, uite, uitați, a trecut acolo și el a avut acolo 3 sferturi de ramă de puiet. Puteam să-i las și asta, cred că eu și las. O pun aici. E săracul mai... Așa. Bun. E săracul era pe o ramă, acum a ajuns pe două. Văd că a trecut albină și la hrană. E foarte frumos și sâmbătă o să mai primească cât cu ramă, dar nu-i sigur. Îi dăm și lui uleiul, turta cu ulei esențial. Îl tratăm, deci e o turtă tip medicament naturist. Luați-o cum doriți dumneavoastră, da?
timp foarte important e să ajungă uleiul esențial în corpul albinei. Iar prin sirop, când voi începe, trebuie să-mi sosească niște uleiuri. Până fac gestiunea, am vrut eu să dorm liniștit că îmi reușesc să fac și turtele energetice și proteice pe bază de ulei esențial. Să conțină ulei esențial. Bun, v-am ținut cam mult. Mulțumesc că m-ați ascultat. Vom vedea sâmbătă ce au făcut cu acele turte. Sâmbătă va fi un maraton de filme. Numai bine, până data viitoare.